Jaful din Torino, în urma căruia un italian a rămas fără 8 kg de aur, a fost coordonat de o româncă. Este vorba despre fosta iubita victimei, care știa că bărbatul a câștigat la loto 5 milioane de euro și avea lingouri și bijuterii. A tocmit 3 bărbați, printre care unul din Republica Moldova, pentru a-i jefui și pentru a-l jefui, de fapt, pe italianul de 33 de ani. Nati Badea ne spune chiar acum întreaga poveste. Nati, bună dimineața! Bun găsit, Nadina, bun găsit tuturor! A fost prins unul dintre cei 3 hoți care au dat în weekend trecut o spargere ca în filme într-o vilă din Torino. Aceștia au plecat de acolo cu 8 kg de aur, constând în lingouri, bijuterii, ceasuri și 20.000 de euro cash. Prejudiciul se ridică undeva la 620.000 de euro. Iată că a fost prins și primul dintre cei 3 bărbați. Este vorba despre un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, și când a fost reținut de carabinieri, acesta avea încă asupra lui o parte din bunurile furate, pistolul cu care amenințase victima, dar și niște cuțite. Se pare că acesta tocmai lucra la un plan pentru a fugi. Din anchetă pe surse a venit o informație bombă, cum că această spargere a fost dată una la comandă, iar că cea care a orchestrat și a organizat în cele mai mici detalii acest jaf este o româncă, fosta iubită a italianului. Italianul, în vârstă de 33 de ani, a câștigat acum un an la loterie 5 milioane de euro și în noaptea respectivă, când a fost jefuit, se întorcea acasă cu iubita sa, a fost așteptat de cei 3 bărbați, amenințat cu pistolul și obligat să deschidă safe-ul de unde cei 3 bărbați au luat comoara cu care s-au făcut nevăzuți. Italianul a povestit anchetatorilor în acea noapte că, după părerea sa, hoții sunt de origine română. Asta pentru că a recunoscut, spunea el, accentul, pentru că tocmai a furnizat această informație anchetatorilor, avusese o iubită româncă și recunoștea modul în care vorbeau aceștia. Iată cum această iubită a orchestrat, se pare, toată această acțiune. Deși au făcut un jaf aproape impecabil, folosind cagule și mănuși astfel încât să nu lase urme, și au reușit să nu lase în urmă prea multe indicii, se pare că acest prim hoț care a fost arestat a făcut o greșeală de începător, lăudându-se prin oraș cu reușita sa. Astfel, carabinierii au ajuns să-l aresteze și în acest moment se află în arest, se află în pușcărie, în reținut pentru 30 de zile. Probabil că este și presat să dea informații, pentru că despre ceilalți doi complici nu există informații și nu au fost încă prinși. Oricum, rămâneți pe Antena 3, veți afla toate detaliile îndată ce vor apărea despre acest caz care, iată, a suscitat foarte multă rumoare în opinia publică din Italia.